Hai că am văzut și al doilea sezon din Shippuden și da, era și timpul. Au trecut aproape 2 ani de la clipul despre primul sezon. Să știți că sunt un narutar în devenire, așa că bineînțeles că puteți rupe două butoane de like și de subscribe, dar și clopoțelul pentru că veți avea ce vedeți pe aici. Ok, so, în acest al doilea sezon din Shippuden vedem cum, odată cu plecarea lui Sasuke, este nevoie ca echipa lui Kakashi să fie reformată și astfel se introduce acest nou personaj numit Sai. Din cauza rănilor pe care le-a căpătat în urma luptei cu Deidara din primul sezon, Kakashi cam stă pe bară așa în sezonul acest al doilea, iar locul său este luat de Yamato. Da, ni se spune aici despre organizația asta Ambu, și anume o organizație destul de big așa în Naruto, o organizație despre care nu aflăm atât de multe lucruri în acest al doilea sezon. Probabil povestea din acest punct de vedere se va extinde așa în următoarele sezoane, dar este o organizație aparent destul de big așa, care are putere chiar să influențeze deciziile Hokage-lui și chiar să facă ce vrea ea într-un fel. O organizație militarizată, aparent își cam vede de treabă, adică din ce am văzut în acest al doilea sezon nu prea respectă ceea ce spune un Hokage, așa că na, asta văd mai departe ce se întâmplă în următoarele sezoane. Și asta vedem așa cu acest personaj Sai, cumva îi trădează, dar de fapt nu chiar îi trădează așa până la finalul acestui sezon. Noua echipă Kakashi, de data aceasta condusă de Yamato, pleacă într-o misiune secretă, misiune care face ca această echipă să se întâlnească cu Orochimaru. E, și această întâlnire cu Orochimaru este destul de huge așa, pentru că Orochimaru îl face practic pe Naruto să-și piardă controlul, să devină vulpea, adică Kyubile cu patru cozi. Pentru prima dată Naruto își mai dezvoltă încă o coadă în plus, adică în momentul în care se întâlnește cu Orochimaru, acra dată de Kurama este atât de mare încât literally își pierde controlul, și tura asta își pierde controlul, dar într-un mod mult mai brutal, într-un mod mult mai neașteptat, și a fost chiar și greu să fie oprit după acest moment. Deci, bineînțeles, Yamato este cel care îl readuce cumva în simțire, așa, îl ajută să-și recapite controlul, dar această putere a lui Naruto începe să iasă la iveală din ce în ce mai des și chestia devine mult mai aiurea decât a fost până acum. Deocamdată, în anime, în acest punct este o problemă foarte mare că Naruto își pierde controlul, așa că personajele discută despre acest lucru chiar și la nivelul de Hokage, adică cel mai sus nivel despre acest lucru, și e destul de big așa, dar Orochimaru cumva încearcă ce mai mult să-i testeze puterile lui Naruto. Nu știu dacă a încercat aici neapărat să-l captureze, deși cei din Akatsuki cam îi căutau pe ăștia cu Jinchuriki, dar Orochimaru n-a vrut neapărat să-l captureze pe Naruto, doar l-a testat destul de mult așa, și na, a avut loc acea luptă între el și Naruto. Imediat după această luptă, Yamato alături de Sakura și Naruto pleacă pe urmele lui Orochimaru pentru a-l recupera pe Sasuke, dar și pentru a-l prinde pe Sai, care se dovedește că îi trădează între timp. Această urmărire ce personajele nascunzătoare a lui Orochimaru, iar aici are loc și întâlnirea dintre acesta și Sasuke. Vedeți, se arată Sasuke în toată splendoarea lui, îl vedem după mult timp, teoretic au trecut câțiva ani, în momentul în care Sasuke a plecat atât de Orochimaru și se arată în sfârșit și da, apare, dar aparent el este în questul său de a-și ucide fratele, deci ăsta e questul lui, nu mai interesează nici de prieteni, nici de vechile cunoștințe, nici de nimeni, are un quest și acela este răzbunarea, este ghidat de ură. Bine, nu zic în mod clar că bă, nu vreau să mai vă văd sau ceva, ci zice într-un fel așa, mai, bă, eu am quest-ul meu și sunt foarte șmecher aici cu quest-ul meu. Cam asta este concluzia așa acestui sezon. Cam până aici se ajunge și Sasuke alături de Orochimaru dispar și personajele rămân undeva și contemplează la lucrurile pe care le-a spus Sasuke. În sezon așa, mai zice, ok, am avut, cred că highlight-ul aici a fost lupta cu Orochimaru al lui Naruto. Mi-a smut și la următoarele și cu siguranță mai vorbim așa. Voi ce spuneți despre acest al doilea sezon din Shippuden? Lăsați un comentariu mai jos și vă mai vorbim. Și bineînțeles, dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să rupeți un două buton de like și de subscribe și clopoțelul, și eu vă mulțumesc enorm și ne mai zim în sus. Pas vă cu un alt clip pe acest minunat canal. Ne-a fost Sorin, vă doresc o zi foarte bună în continuare. Pa, pa!